Evangheliile ne relatează o serie de întâlniri ale Domnului Iisus cu diferiți oameni. Fiecare întâlnire ne este relatată cu scopul de a ne da învățătură, de a ne mustra, de a ne îndrepta pașii și de a ne da înțelepciune în umblarea noastră cu Dumnezeu. Întâlnirea de astăzi este între Iisus și tânărul bogat. Întâlnirea dintre Iisus și tânărul bogat este povestirea omului care a venit la Iisus ca să vadă ce ar mai putea face și a plecat văzând ce este incapabil să facă. Haideți să medităm la textul Scripturii. Întâlnirea începe în felul următor. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De la prima expresie, atenția ne este atrasă. Tocmai când era gata să pornească la drum, sugerează ceva spontan. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Sugerează o urgență, ceva foarte important. Alergatul în vreme de pace și în cultura de atunci era ceva nedemn. Alergatul în haine civile era nedemn de un om respectabil pentru că erai obligat să-ți ridici poalele hainei, să-ți le ridici peste genunchi ca să poți să alergi, dezgolindu-ți astfel picioarele. Lucru care era o rușine. În vreme de pace, în haine civile, ca să alergi, denota o urgență, ceva extrem de important. Nici măcar nu te mai interesează că îți dezgolești picioarele. Trebuie să faci ceva foarte urgent și foarte important. Un om, spune textul, un tânăr, conform textului din Matei 19, un om bogat și fruntaș, probabil conducător de sinagogă, care știe ce vrea și vrea ce-i bine. Adică cel mai important lucru, viața veșnică, mântuirea. Un tânăr care aparent avea totul, știa că ceva totuși îi lipsește, era tulburat. Toată religia și avuțiile și poziția lui cu vază și influența socială nu îi aduceau încrederea, pacea, bucuria după care tângea. În sufletul lui era neliniște. Siguranța mântuirii sale lipsea din inima lui. Ne uităm la această întâlnire și învățăm câteva lucruri. Odată observăm că nevoia lui era acută și corect definită. Iată aici o primă lecție de viață pentru noi. Viața este cu mult mai mult decât bogăție, celebritate și putere în societate. Omul care are totul din perspectiva pământului nu are destul din perspectiva cerului. Ce înseamnă asta pentru noi? Poate că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să ne pună câteva întrebări de felul acesta. Care sunt lucrurile după care umbli, pe care le cauți? Ai liniște și pace lăuntrică în preocupările tale de azi? Te împlinesc ele? Sigur? Poate avem ceva de învățat de la tânărul nostru. Poate Dumnezeu are ochii ațintiți către inima cuiva, dorind să-i vorbească direct din această întâlnire. Este frământarea ta suficient de mare încât să te facă chiar să alergi să găsești răspunsurile? Nu doar că nevoia lui era acută și corect definită, atitudinea lui era corectă și lăudabilă. A venit alergând, a îngenunchiat, spune textul, și a întrebat. Și a dezvăluit frământarea, recunoscându-și neștiința în materie de religie. El, arhon, conducător de sinagogă. Cum? Tu, liderul comunității, nu te interesează prestigiul tău chiar deloc? Alergi? Îți dezgolești picioarele? Și te mai și pleci înaintea unuia fără școală?
Și faci toate acestea chiar în public, ne sugerează contextul. Atitudinea lui nu era doar corectă, ci și demnă de urmat. Ascultați-l cum se raportează la Iisus. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce înțeleg pentru mine până în acest punct al întâlnirii? Înțeleg că Dumnezeu răspunde frământărilor mele dacă vin înaintea Lui cu atitudine corectă. Cunoaștem destule cazuri în care Domnul Iisus nici nu catadixește să răspundă celor care vin cu obrăznicie, cu aroganță sau viclenie înaintea Lui. O întrebare aplicativă pentru noi este: cum îi pui întrebări lui Dumnezeu? Sau cum te raportezi la relatările grele ale Scripturii? Cu respect sau cu aroganță? Ai grijă nu cumva să fii obraznic cu Dumnezeu. Nu-l lua tu la rost cu o îndrăzneală irreverențioasă. Pe lângă faptul că te expui periculos, Dumnezeu nu va răspunde în fața unei atitudini nepotrivite și rămâi în nelămuririle tale spre osânda ta. Apoi, nu doar că nevoia lui era acută și corect definită, nu doar că atitudinea lui era corectă și lăudabilă, ci în al treilea rând, pasul lui era unul corect. A venit chiar la sursa vieții veșnice. A apelat la cine trebuie. Tânărul cu siguranță știa ceva despre Iisus. Îl studiase, îl urmărise. Iisus își câștigase autoritatea înaintea lui. Altfel, nu ar fi făcut toate gesturile descrise mai sus. Nu s-ar fi expus public în felul acesta fără să aibă convingerea că Iisus are autoritatea de a-i răspunde la o întrebare de asemenea anvergură. Îl numește Didascalos, învățătorule, maestre, nume care nu se dădea ușor în acele vremuri. Mai mult îi spune bunule Didascalos, bunule învățător, în greacă agatos, adică bun în natura și în esența lui, cu adevărat bun, verificat și găsit bun, desăvârșit bun, desăvârșit de bunule învățător. Lingviștii ne spun că dacă s-ar fi referit doar la o bunătate exterioară, la fapte de bunătate, ar fi folosit cuvântul kalos. În schimb, tânărul acesta se adresează cu agatos, învățător valoros, desăvârșit de bun, capabil și bun în esența lui. Observăm imediat că cuvintele și conduita unui om califică sau descalifică autoritatea lui, și aici mă refer la Iisus. Iisus și-a câștigat încrederea, autoritatea în fața acestui tânăr care vine să-i pună o întrebare valoroasă. Încrederea ne-o câștigăm prin cuvintele și comportamentul adecvat. Oamenii care spun una și fac alta produc repulsie, îndepărtează, nu ne atrag. Iisus a făcut întotdeauna ceea ce a spus și în felul acesta și-a câștigat autoritatea. De aceea spun, oamenii care spun una și fac alta produc repulsie, îndepărtează, nu atrag. Dar o mică observație aici. Înaintea lui Dumnezeu, nu doar potrivirea dintre ceea ce spui și ceea ce faci este esențială, ci și ceea ce spui și ceea ce faci. Pentru că poți să spui prostii, poți să promovezi minciuna sau imoralitatea și să le și trăiești din plin. Nu potrivirea dintre cuvinte și fapte este cel mai important lucru, ci și conținutul mesajului spus și trăit. Cum arată cuvintele și conduita mea? Mă întreb. Cum arată cuvintele și conduita ta? Potrivesc între ele? Dar mai ales, este conținutul lor în conformitate cu valorile lui Dumnezeu? S-ar putea să fie întrebarea pe care Dumnezeu ți-o pune astăzi. Lecția de viață pentru noi? Apelează cu frământările tale la oameni care s-au calificat prin conținutul
vorbelor și al faptelor lor. Tânărul bogat a căutat cu grijă persoana cu autoritate, calificată. Îi urmez eu exemplul? Sau mă l-ați dus încoace și încolo de oricine spune niște lucruri interesante? Prea repede ne lăsăm convinși de oameni care nu se califică moral. Doar spun lucruri care ne agață niște emoții. Nu te duce după primul om care spune sau face ceva interesant. Lasă testul timpului să-și facă lucrarea. Un om poate înșela câțiva oameni o anumită perioadă de timp, dar nu poate înșela pe toți oamenii tot timpul. Să ne reîntoarcem la povestirea noastră. Deci, se poate să ai o motivație corectă, o atitudine corectă și chiar să apelezi la sursa bună, corectă și totuși să pleci cu mâinile goale? Da, se poate. De ce? Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Te trage în direcții și locuri în care rațiunea îți spune că nu conduc la ceva bun sau la ceva de valoare. Și tocmai de aceea, tocmai ca să-l ajute pe tânăr să nu plece cu mâinile goale, Domnul Iisus îi întinde o mână de ajutor în dialogul care urmează. Ceea ce urmează s-ar fi putut sări peste aceste cuvinte. Și totuși, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu le menționează, pentru că avem ceva de învățat de aici. Ascultați cum continuă întâlnirea. Pentru ce mă numești bun, agatos, bun în esența mea? Nimeni nu este bun în felul acesta decât unul singur, Dumnezeu. În alte cuvinte, Iisus îi întinde o mână sau îi atrage atenția cine este cel care vorbește. De fapt, îi spune tânărului următorul lucru. Tu îți dai seama că tocmai m-ai caracterizat cum doar Dumnezeu are dreptul să fie caracterizat? Tu îți dai seama că respectul pe care mi-l arăți tu este de bun augur pentru alegere înțeleaptă? Tu îți dai seama că mi te-ai adresat cum te adresezi lui Dumnezeu? Dacă chiar atâta respect ai față de mine, dacă chiar crezi că eu am această natură a lui Dumnezeu în mine, ascultă bine ce urmează. Această intervenție a Domnului Iisus cu pentru ce mă numești bun are acest rol de mână întinsă față de tânărul bogat. Omule, tinere, atenție! Într-un mod elegant, Domnul Iisus, folosindu-se de cuvintele tânărului, punctează un lucru care se ofere susținere pentru o alegere bună. Lecția de viață? Haideți să o învățăm! De cele mai multe ori, Domnul Iisus ne abordează în același fel și pe noi. Delicat, necoercitiv, ci persuasiv. Iubire cu sila nu este iubire. Deciziile luate sub apăsarea forței nu sunt valide din punct de vedere spiritual. Adică, să nu mă înțelegeți greșit, ele pot fi decizii bune, dar nu sunt încărcate cu greutate spirituală. Poate că Dumnezeu, Duhul Sfânt, are pe cineva în vedere astăzi, căruia îi vorbește la fel de discret, la fel de direct, dar refuză să ia seama. Poate cineva are nevoie de exemplul tânărului bogat ca să audă cine este cel ce îi vorbește în frământarea personală în care se află. După ce Iisus pregătește terenul în felul acesta, îi spune, ești atent la ce ai zis? Îmi acorzi autoritate maximă, numindu-mă bun, cum îl numim doar pe Dumnezeu. Atunci, dacă așa mă vezi, fii atent la ce urmează. Și Iisus continuă. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.
Domnul Iisus îi răspunde, corect. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Strict, tehnic vorbind, așa și este. Dacă cineva ar putea păzi toate poruncile lui Dumnezeu, tot timpul vieții lui pământești, ar moșteni viața veșnică. Problema este că nimeni nu poate face asta. De la căderea în păcat a lui Adam, toată rasa umană este făcută neputincioasă în fața păcatului. Omul se naște cu o natură păcătoasă care îl va împinge foarte curând și la săvârșirea păcatului. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Omul care a împlinit toată legea, dar a călcat o singură poruncă, este călcător de lege și se află sub osânda lui Dumnezeu, ne spune Iacov în capitolul 2. A fost nevoie de Dumnezeu să vină și să rezolve neputința noastră, să plătească pentru păcatul nostru, să devină o jertfă de ispășire care să ne protejeze de mânia Lui care se descoperă din cer împotriva tuturor acelora care îl necinstesc. Mi-aduc aminte de această imagine văzută la una din emisiunile de știință. Era o pădure arsă de foc. După un incendiu grav, doi pădurari urmeau să evalueze daunele. Și se plimbeau prin pădure și se uitau în stânga și dreapta la copacii arși, la cenușa de pe pământ. Și la un moment dat, în fața lor, observă o pasăre calcefiată. O pasăre care ședea și era calcefiată, carbonizată. Au ajuns lângă ea, uimiți de faptul că incendiul a surprins-o în felul acela. Că incendiul care a mistuit toată pădurea a ținut-o acolo, șezând și a ars-o complet în poziția aceea. Și spre surprinderea mea, unul dintre pădurari a împins cu piciorul pasărea carbonizată, care, căzând dându-se la o parte, a lăsat să iasă de sub ea câțiva puișori vii. Uimitor! Uitându-mă la această întâmplare, este o ilustrare extraordinară a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Incendiul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului a venit peste el. Toți cei care se ascund sub aripile lui rămân în viață. El a fost carbonizat. Puneți ghilimelele de rigoare. Dar toți cei care se ascund sub aripile lui rămân în viață. Când mânia lui Dumnezeu se desfășoară din cer asupra tuturor celor care îl necinstesc. Mântuirea, viața veșnică se capătă prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin ascunderea sub aripile lui. Noi știm tot aceste lucruri din pricina apostolilor și a scrierilor lor. Atunci însă, când tânărul bogat se întâlnește cu Iisus, acest adevăr al mântuirii prin credința în Iisus Hristos nu era încă clarificat. De aceea, Domnul Iisus îi înșiră poruncile ca să-l conducă spre esența lor. Și aici câteva observații. Ați observat că Domnul Iisus listează doar 6 din cele 10 porunci? Și toate cele menționate se referă la relațiile pe planul pământesc. Toate acestea, tânărul nostru le-a păzit cu grijă în tinerețea lui sau încă din tinerețea lui. Ce face Domnul Iisus aici? De ce menționează doar cele 6? Domnul Iisus îl ia de pe nivelul realizărilor personale și încearcă să-l ducă la nivelul iubirii lui Dumnezeu. Îl ia de la nivelul la care el reușise să păzească 6 porunci din 10 și vrea să-l ducă la nivelul iubirii lui Dumnezeu. Delicat încearcă să-i spună că omul nu are cum să-și cucerească mântuirea. Ascultați cum continuă relatarea. Iisus s-a uitat țintă la el.
l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis acele cuvinte. M-am întrebat, cum l-o fi iubit? În baza ce scrie Marcu că Iisus l-a iubit? I-a văzut asta în ochi, pe față, în anumite gesturi? Nu știu. Și acum, când citești o astfel de poruncă dată tânărului, prima reacție este legată de porunca explicită și radicală a Domnului Iisus. Du-te de vinde tot ce ai și de la săraci. Și aici ne blocăm. Oare ar trebui și eu să fac una ca asta? Oare asta îmi cere Dumnezeu să vând tot ce am și să dau la săraci? Nu știu. Probabil că nu. Sau probabil că da. Porunca Domnului Iisus pentru tânărul bogat nu este normativă. Nu se extinde asupra tuturor credincioșilor. De unde știu asta? Uitându-mă în Scriptură și văzând că cei mai mulți dintre ucenicii lui nu și-au vândut tot ce aveau. Deși au folosit ceea ce aveau să ajute pe cei în nevoie, citiți în Fapte. Nu toți și-au vândut tot ce aveau. Apoi ni se spune în Scriptură că suntem responsabili să purtăm de grijă celor din casa noastră. Nu ai cum să o faci dacă vinzi tot ce ai. Apoi, vedem ajutoarele menționate în epistole cereau credincioșilor să dea jertfitor sau cât au hotărât în inima lor, fără părere de rău. Nu li s-a cerut nici explicit, nici implicit să vândă tot ce au. Nu. Și atunci, repet, porunca Domnului Iisus pentru tânărul bogat nu este normativă, nu se extinde asupra tuturor credincioșilor. Și cu toate acestea, s-ar putea să se extindă asupra unora dintre noi. Haideți să ne evaluăm prin următoarea întrebare test. Dacă Dumnezeu mi-ar cere să renunț la tot ce am, aș fi gata să o fac? Răspunsul la această întrebare arată care este atitudinea ta față de bunurile tale. Dar, dincolo de această primă reacție, care este secundară ca și aplicație, Domnul Iisus are un mesaj principal, iar mesajul este clar și radical. Și anume, Dumnezeu nu acceptă o loialitate împărțită, ori totul, ori nimic. Este un mare lucru să-ți dorești sincer viața veșnică, să împlinești poruncile lui Dumnezeu cu toată inima. Dar, deși este un mare lucru, nu este destul. Este nevoie de acea consacrare a inimii față de Dumnezeu. Cererea Domnului Iisus a expus, de fapt, bariera care stătea în calea primirii vieții veșnice în cazul acestui tânăr. Încrederea tânărului în avuțiile lui a diminuat încrederea lui în Dumnezeu, care dăruiește avuțiile. Aici era problema. El respectase poruncile pe orizontală. Poruncile pe verticală îi creau probleme. Poruncile lăsate pe din afară descriau relația lui cu Dumnezeu. Și anume, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închin lor, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Toate cele patru porunci lăsate pe din afară de Domnul Iisus aveau de-a face cu relația tânărului cu Dumnezeu. Doar ascultând aceste porunci din decalog lăsate pe din afară, îmi vin în minte întrebări aplicative pentru noi. Care sunt ceilalți dumnezei din viața ta care se străde din răsputeri să ia locul?
Iisus îți spune, nu te lăsa cucerit de ei, vei pierde totul. Apoi, care sunt chipurile cioplite din inima ta? Care sunt acele lucruri cărora li te închini? Domnul Iisus îți spune, vinde tot ce ai și dă săracilor. Apoi, nu cumva iei în deșert numele Domnului prin trăirea ta cel puțin? Domnul Iisus spune, vino și ia-ți crucea. Sfințești ziua de odihnă, ziua Domnului? În alte cuvinte, Iisus spune, ține-L activ pe Dumnezeu în viața ta, în mijlocul comunității. Nu te rupe de ea. Urmează-mă împreună cu comunitatea. Oare nu cumva întâlnirea de azi dintre Iisus și tânărul bogat are ceva de comunicat pentru tine? Într-un mod discret și demn, Iisus mai încearcă să-ți vorbească? Ceva te mai ține lipit de pământ? Îți faci o parte din datorie, cea la îndemână, și o uiți pe cealaltă parte? Tânărul bogat și fruntașul sinagogii a luat decizia pentru sine. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Concluzia Domnului Iisus este clară. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Cum trebuie să înțelegem întrebarea ucenicilor? De ce au fost ucenicii atât de uimiți de învățătura aceasta? Pentru că în cultura de atunci, bogăția, prosperitatea era percepută ca fiind binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Dacă un bogat, adică unul binecuvântat de Dumnezeu, nu poate fi mântuit, atunci cine poate fi mântuit? Unul sărac, ce șanse mai are? Ce vrea să spună Iisus ucenicilor, ce vrea să învețe este faptul că bogăția sau bunăstarea nu sunt obligatoriu semnele unei bunăstări spirituale. Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Cum să înțelegem această afirmație? Adică Dumnezeu poate trece cămila prin urechile acului dacă vrea? Nu. Avem de-a face cu o vorbire figurativă, care ne sugerează imposibilitatea. Iar lucrul acesta nu se referă la trecerea cămilei prin urechile acului, ci lucrul acesta se referă la mântuire. Adică mântuirea este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Un om bogat, desprins rațional și emoțional de bogățiile lui, poate primi mântuirea. Pentru că mântuirea nu este câștigată sau cumpărată, ci primită. Ea este oferită ca și dar. Tu poți să o accepți sau să o respingi. Nu poți câștiga, nu poți cumpăra. Și atunci Petru se lansează în următoarele cuvinte. Petru a început să zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. În alte cuvinte, Petru spune, Doamne, noi am făcut ceea ce ai cerut fruntașului. E bine? Ne alegem cu ceva?
Ce răsplată vom avea, Doamne? Și răspunsul Domnului Iisus a venit imediat. Și spune două lucruri. Unu, loialitatea voastră față de mine este spre binele vostru, nu al meu. Și doi, ea nu rămâne nerăsplătită. Stai liniștit, Petre. Întâlnirea dintre Domnul Iisus și tânărul bogat și cu vază se încheie cu un eșec. Deși interlocutorul lui Iisus promitea mult, totuși a plecat fără viața veșnică pe care o căuta. Nu pentru că nu a auzit mesajul Domnului Iisus, ci pentru că nu a fost gata să se supună mesajului acestuia, să se agațe doar de el și de nimic mai mult. Oare nu este aceasta problema noastră a tuturor? De prea multe ori nu putem renunța la ale noastre, la noi înșine, de dragul Lui. Și pierdem mântuirea Lui. Să ne imaginăm următoarea scenă. Un om merge pe marginea unei prăpastii. Chiar pe marginea, pe muchia prăpastii. Și la un moment dat se împiedică, alunecă și cade în gol. Numai că la câțiva metri de cădere se întâlnește cu un copac crescut în stâncă. Se agață cumva de el cu disperare și se ține acolo agățat de copacul respectiv. Stând acolo, începe să se uite în jos și vede culmile ascuțite de sub el, stâncile care îl vor zdrobi în momentul în care se va lăsa de creangă. Încearcă să se urce, să urce înapoi pe muchia prăpastiei și nu poate. Și stă acolo agățat. Își dă seama că situația lui este disperată. În momentul acela își dă seama că doar ajutat de cineva mai poate reveni pe buza prăpastiei. Și atunci strigă: este cineva acolo să ne ajute? Este cineva acolo să-mi dea o mână de ajutor? Și povestea spune că aude o voce care spune: da, sunt aici. Se uită cu disperare în stânga, în dreapta, în sus, în jos și nu vede pe nimeni. Apoi vocea continuă: sunt aici, lasă-te de creangă și eu te voi prinde și îți voi da viața. Omul nostru, care ne reprezintă pe noi înșine, orice ființă umană, se uită în sus și nu vede pe nimeni. Se uită în jos și vede doar stâncile ascuțite care îl vor face bucăți. Se uită în stânga, se uită în dreapta. Se gândește puțin: să mă las de mâini? Mă va prinde? Se gândește puțin și strigă din nou: este altcineva acolo sus să mă ajute? Este exact povestea noastră a omului. Unii oameni stau agățați de creangă și se îngrozesc. Alții se înfurie. Alții aduc injurii, alții sunt calmi, respectuoși, amabili, morali, dar tot nu se lasă de mâini. Și atunci, întreaga lor viață este o încordare continuă, să reziste, să se țină tare. Ca să ai parte de viața veșnică, sigur, vorbesc figurativ, trebuie să-ți dai drumul. Dumnezeu este gata să te ia de unde ești. În ceea ce privește caracterul și înțelegerea adevărurilor Lui, lasă-te de creangă. El este gata să te ia și să te ducă unde trebuie. Dar El nu te poate lua de unde ești în ce privește încrederea în El. Pentru că nu o ai deloc, pentru că nu vrei să te lași de creangă. Dumnezeu te ia de unde ești în ce privește caracterul tău. N-are pretenții mari de la tine în ce privește caracterul tău
și înțelegerea adevărurilor Lui. Urmează să le înveți. Întâi El are nevoie de încrederea ta. Întâi El are nevoie să te lași de creangă. Nu te poate lua de unde ești dacă nu te lași de creangă, dacă nu te încrezi în El. Aceasta este condiția umană. Adam s-a împiedicat și a trecut dincolo de buza prăpastiei. A rămas agățat de mâini pe ultima creangă crescută din stâncă. Fiecare dintre noi ne naștem agățați de creangă și ne ținem de ea în felurite moduri. Mântuirea, viața veșnică, este pentru aceia ce sunt gata să părăsească totul de dragul lui Iisus. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Iisus. A te lepăda de tot ceea ce ai nu înseamnă a te scăpa de bunurile tale, ci de a te scăpa de încrederea ce ți-o pui în bunurile tale, în abilitățile tale. Ești gata să o faci? Te întreabă Iisus, gândindu-se la tânărul bogat. Aceasta este chemarea întâlnirii de azi dintre Iisus și tânărul bogat. Sau pleci capul și pleci mâhnit, pentru că nu te poți desprinde de tot ceea ce ai. Dacă acesta este cazul, finalul povestirii tale ar fi la fel de trist acum și dramatic atunci, când va trebui să te înfățișezi înaintea Lui, atunci când orice genunchi se va pleca, de voie sau de nevoie. Pentru că nu uita, pentru un sfârșit glorios, este nevoie de o dedicare consecventă și constantă înaintea lui Iisus.